Copiii cu vârste cuprinse între 6 și 19 ani de la școli și palatele copiilor din Teleorman, Cara Severin, Dolj, Olt, Argeș, Mehedin și Brăila au participat la Dialogul Artelor. Mici artiști au prezentat în fața juriului dansuri populare, dansuri moderne, dar și muzică populară ușoară și folk. Din Craiova suntem noi, ne-am făcut prieteni într-o excursie din clasa 5-a, cred, în Turcia. Avem mai mulți prieteni pe aici, prin Alexandria, este un oraș superb și am participat de foarte multe ori la acest concurs și este absolut minunat. Am făcut dansuri populare din clasa 1. Acum copiii cei mici au învățat dansurile noastre și noi am învățat alte dansuri. Cred că eu i-am adus către dansul popular. Îmi place mie foarte mult, eu am terminat și coreografia. Și de când mă știu, fac dansuri populare. Concursul național Dialogul Artelor este unul interdisciplinar, organizat anual de Palatul Copiilor Alexandria și coordonat de profesorii cercurilor cu profil artistic. Concursul are mai multe secțiuni diverse, așa cum activitatea în Palatul Copiilor este diversă. Avem secțiune cu participare directă, dans popular, muzică populară, vocală și instrumentală, dans modern, muzică ușoară și muzică folk și două secțiuni cu participare indirectă, arte plastice și artă decorativă. Concursul Național Dialogul Artelor a ajuns în acest an la cea de-a 14-a ediție și a reunit peste 600 de participanți.